despre ce privire la conceptul de meditație sau la noțiunea de meditație am afirmat că este bine să ajungem să iubim meditația. Spun acesta pentru că meditația este o stare de a fi. Și atunci, evident că a avea acest sentiment, a face ca meditația să devină un obiect al celui mai profund sentiment al ființei, care ne definește ca ființe umane, devine foarte important. Pentru că iubim ceea ce suntem. Chiar dacă noi nu credem aceasta, simțământul acesta al existenței noastre, care îl avem datorită conștiinței noastre, conștiinței de a fi, da? Îmbrățișează permanent și continuu, da? Ființa. Deci noi ne avem pe noi. Sentimentul acesta al existenței, această stare de a fi, este o stare pe care o îmbrățișăm cu toții. Ați văzut cât de repede ne acceptăm aproape în toate ipostazele pe care le luăm. De multe ori, în unele stări mai apropiate de patologii, nu ne acceptăm, nu ne mai place de noi. Dar asta nu înseamnă și nu va însemna niciodată că încetează cumva simțământul ființării. Starea noastră de a fi continuă. Poftiți. Deci, în momentul în care noi vom integra în existența noastră această conștiință asupra ființei, asupra modalităților noastre de a fi, vom ajunge să pătrundem într-o dimensiune interioară, în spațiul interior al conștiinței de sine, care se revelează prin această atenție orientată de acum și spre interiorul ființei noastre. Da? Deci, pe măsură ce noi explorăm existența în lumea exterioară, continuă să persiste un simțământ al ființării noastre în plan interior. Deci există posibilitatea de a fi conștienți asupra lumii exterioare, există posibilitatea de a fi conștienți, de a pătrunde mai adânc pentru a sonda realitatea vieții noastre interioare. Deci meditația deschide un orizont al existenței noastre interioare. Acum, desigur, ne-am putea pune întrebarea la ce ar ajuta meditația? Cum ar putea îmbunătăți meditația existența noastră? Ce beneficii aduce meditația? Da? La această întrebare, sigur că tot ce am spus înainte este o argumentare. Orice care va crește câmpul conștiinței noastre, da, și deci implicit meditația va aduce o creștere a calității existenței noastre și în lumea exterioară. Dacă ne amintim de unde provine cuvântul meditație, ne amintim de faptul că acest orizont de cunoaștere prin meditație s-a produs și ca și concept, limba latină oferă, să spunem așa, o primă semnificație. Meditația provine de la două rădăcini latine, cu o mare semnificație. Și numai dacă am analizat aceasta, ar fi suficient de mult să mergem într-acolo. Meditare, care înseamnă a gândi, a intenționa, a avea ceva în minte. A cugeta, cum spunem noi pe românește. Vedeți, toată lumea are ceva în minte, toată lumea mai cugetă la câte ceva, vorbind așa la vorbit popular, toată lumea intenționează.
Toată lumea are dorințe și vrea să și le împlinească. Bun. Ceea ce însă revelează meditația, revelează un mecanism mental prin care felul nostru de a intenționa, felul nostru de a gândi, felul nostru de a cugeta și de a întreține conținutul mental să fie mereu favorabil existenței în ansamblul său. Pentru că, vedeți, cum spuneam, toată lumea gândește. Da. Problema este că nu toată lumea poate reușește să facă din gândire un instrument prețios pentru ca, prin gândire, noi să evoluăm, să ne îmbunătățim viața, să creștem, să ne iubim, să fim mai deschiși, mai transparenți, mai altruiști, mai buni, într-un cuvânt, da? A doua rădăcină la tine este Medei, a vindeca. Și aici din nou ne apropiem de virtuțile meditației ca o minunată posibilitate de a rezolva, de a vindeca problematica anxioasă a existenței noastre. Acum, deci la ora actuală, meditația face parte din foarte multe programe de vindecare și de transformare interioară, de îmbunătățire la nivelul stărilor psihice. Da? Meditația este integrată de ființe cu mari competențe, care doresc să facă față, poate, unor condiții mai mari de stres, cum este în cazul astronauților sau a ființelor, a oamenilor care în sport vor să obțină mari rezultate, să aibă o mare capacitate de autocontrol interior. Și atunci, prin meditație, se revelează de foarte multe ori o altă parametrizare interioară, un alt tip de funcționare a minții, un alt tip de funcționare psihoemoțional, care deschide un orizont al resurselor mari în planul acestei, acestor performanțe, până la urmă. Pentru că noi vrem, nu? Vrem mai multe. Progresul înseamnă de foarte multe ori a vrea să pătrunzi în zone necunoscute. Și mintea trebuie să te ajute în contactul cu necunoscutul. Și atunci, desigur, trebuie să existe un conținut mental, o funcționare mentală, un ritm al activității mentale, care să poată să faciliteze crearea condițiilor spre a străbate cu eficiență acele planuri. Haideți să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă omul nu ar putea să schimbe ceva în felul în care îl trăiește. Lucru care se observă, din păcate, de multe ori în viața exterioară. Ne dăm seama de anumite lucruri, am vrea să transformăm aceste lucruri în bine și observăm că nu avem capacitatea, nu avem încă puterea, nu avem instrumentul, ne lipsesc niște resurse interioare prin care să putem produce transformare. Da? Și atunci, desigur, de mult, de tot, cunoscând faptul că există această unitate a ființei, corp, energie, psihic, minte, spirit, această noțiune de bine integra mai de mult, această înțelepciune a unității ființării noastre, pe toate aceste niveluri. Da. În momentul când noi începem să pierdem ceva din vedere, cu privire la corp, cu privire la energie, cu privire la starea psihomentală, admițând să rămânem în aceste ipostaze nemulțumitoare, în momentul când ignorăm semnalele inteligente ale corpului, ale sufletului nostru, de multe ori ajungem la stări de scindare și apare o schismă, o scindare în propria ființă care nu mai facilitează percepția unui orizont în care ființa să rămână mereu activă, productivă, creatoare, pentru ea însă și pentru semenii săi. Dispare orizontul binelui, dispare orizontul armoniei, echilibrului, păcii interioare. Dispar
încet, încet, aspectele ce țin de o conștiință asupra acestei unități a ființei. Și în cele din urmă apare o uitare de sine. Da. Această uitare de sine până la urmă duce la o senzație de lipsă, la o senzație de gol, la o stare de stres și multe stări care nu au de-a face cu, cu adevărul ființei noastre, da? Cu starea naturală, da? De echilibru și armonie, vor apare. Dacă nu sunt stări de armonie, vor fi alte tipuri de stări și, desigur, vom începe să vrem să le dăm la o parte. De multe ori, instrumentele, cunoașterea, priceperea ne lipsește. Da? Deci meditația devine un instrument, dacă vreți, aproape chirurgical, prin care putem îndepărta, ducând până la urmă la vindecare, diferitele stări ale ființei, stări care nu sunt firești. Dar ne-am obișnuit atât de mult cu ele, încât credem că este normal ca la modificarea unor condiții să intrăm într-o stare de stres. Ne-am obișnuit să răcim, ne-am obișnuit să ne îmbolnăvim, ne-am obișnuit să menținem boli cronice, ne-am obișnuit să trăim într-o stare de suspiciune, de neîncredere și de închidere a inimii. Ne-am obișnuit și considerăm că e normal. Integrăm mecanisme defensive de apărare când nu este cazul. Da? Și în toate aceste situații, de fapt, noi întreținem, până la urmă, modele comportamentale disfuncționale. Da? Acum, ce face meditația? Meditația te va ajuta să surprinzi dintr-o ipostază a unui martor, de multe ori, acest film al existenței tale. Și este important să realizezi că există un mecanism mental care poate și chiar trebuie să lucreze în favoarea ta. Acest mecanism mental pe care meditația îl scoate la suprafață este conștiința martor. Conștiința martor este acea ipostază a ființei capabilă de autoreflexie. Atât în ceea ce o privește pe ea, observându-se cu mai multă profunzime în viața de zi cu zi, observând felul în care ea comunică cu ea însăși, felul în care această comunicare cu ea însăși produce efecte. Poate adapta felul acestei comunicări. Mai mult decât atât, poate adapta propriul său comportament în raport cu lumea exterioară, cu semenii în mijlocul cărora trăiește. Deci, ipostaza conștiinței martor este ceva care se dezvoltă progresiv, pe măsură ce luciditatea noastră, pe măsură ce starea de conștiință, numită generic, acea conștiință în aici și acum, ne face disponibil pentru o mai bună observare. Da. Și veți vedea că această observare are o calitate superioară, pentru că ea, în cele din urmă, facilitează dobândirea unei cunoașteri revelatoare cu privire la ceea ce noi acum simțim, cu privire la ceea ce noi acum gândim, sau chiar cu privire la ceea ce urmează progresiv să se producă în planul acțiunii. Da? Mergând de la intenția originară până la acțiunea propriu-zisă. Deci, permanent, conștiința martor se dezvoltă ca un fundal prin care noi putem să surprindem o evoluție a existenței care ne cuprinde totodată neîncetat, dar din care noi putem să ne extragem, nu fugind, ci oferind răspunsuri din ce în ce mai înțelepte. Pentru că numai dintr-un centru al ființei, dintr-o stare de conștiință activă, noi avem, dacă vreți, puterea
de a măsura lucrurile și de a da valoare, semnificație, sens existenței noastre. Într-o schemă funcțională caracterizată de o minte permanent exteriorizată, în care permanent se exprimă un zgomot de fond produs de frecarea, între ghilimele frecarea, intențiilor, dorințelor, atașamentelor noastre, de o lume care aparent îți opune de multe ori rezistență. Deci în acest frecuș general îți este destul de greu de multe ori să te reîntorci către centrul ființei tale, care este și te reprezintă și va continua să te reprezinte în însăși realitatea ta fundamentală. Tu ești, înainte de a fi ceva, conștiință. Înainte de a fi orice vrei tu să fii, înainte de a lua orice formă, înainte de a acționa în orice sens pentru a te justifica în această existență, tu ești. Punct. Iar ecranul pe care se percepe această stare de existență este însăși ecranul conștiinței de sine. Cine obturează, parcă, da? Și cine filtrează această existență pură a conștiinței, este minte. Așa încât, practic, meditația ajunge să dezvăluie ceva care se află, a existat de la origine, va continua să existe permanent, chiar și dacă tu nu știi aceasta. Vei scăpa astfel din lațul în care mintea, cu toată abilitatea ei, te-a ținut captiv într-o existență în care te-a făcut să crezi că numai ea, mintea, este cea care îți poate oferi cunoaștere. Înainte de a cunoaște, înainte de a fi ceva, înainte de a acționa pentru a avea ceva care ai vrea tu să te definească, tu existi. A te întoarce la simțământul pur al existenței în sine te va ajuta foarte mult în a reuși să definești cu mai multă acuratețe ceea ce tu ești. Ești o ființă conștientă. Înainte de a gândi, înainte de a minti, tu ființezi. Și ființezi într-un registru în care corpul fizic, energia, starea psihomentală, conținutul gândurilor, toate funcționează într-un tot. Și în acest câmp al conștiinței de sine, toate sunt unificate. Chiar dacă tu încă nu crezi aceasta. Vei descoperi această stare naturală a existenței în unitatea ființei. Aceasta te va apropia de un moment important al descoperirii ființării într-un registru al unei existențe care leagă totul de tot. Pentru că noi, așa cum ne îndoim acum de propria noastră existență, este chiar singura certitudine pe care o avem în acest moment prezent. Simțământul pur al unei existențe care acum, de exemplu, nu este condiționată de ceva, vei descoperi progresiv că așa stau lucrurile cu totul în acest univers. Că există un flux al existenței unificatoare din care la rândul nostru facem parte și
vom da sens acestei existențe unificatoare, urmărind chiar să menținem rostul existenței în sine, pe cel mai înalt palier, un palier în care conștiința noastră oferă semnificație. De ce spun conștiință? De ce folosesc cuvântul prezent? Pentru că această conștiință, de fapt, reprezintă afirmarea acum și aici a acestei prezențe a noastră. Acum existăm. Prezența noastră în aici și acum este dovada clară a unei existențe. De aici plecăm, din simplitatea acestei existențe. Că începem să uităm, da, acest alfa, deci acest prim moment original al existenței conștiente, da, putem să surprindem această uitare a simțământului existenței. Cine produce această uitare prin diferitele identificări parțiale, limitate și totodată limitatoare pentru noi, chiar condiționante pentru noi, dacă nu chiar și pentru ceilalți, aceasta este minte. Dar trebuie să ne împăcăm cu acest mod funcțional al unei minți care nu este unor capabilă de a reflecta profunzimea conștiinței de sine. Exact precum nu ai putea cere unui copil mic să-și asume o existență ca cea unui matur, acționând cu, poate, cu discernământ, pentru a obține niște rezultate, așa uneori nu putem cere acestei minți să facă cu putință cuprinderea a ceea ce este de necuprins în ultima instanță. Această dimensiune eternă, acest spațiu al conștiinței spirituale. Și atunci, pornind de la această înțelegere profundă, că nu întotdeauna mintea este cea care poate să reflecte adevărul a ceea ce noi suntem. S-ar putea să vi se pare bizar, pentru că tot ce ați făcut până acum a implicat mintea. Multe lucruri bune, rezultate minunate, da? Rezultate care vă confirmă propria existență. Toate s-au bazat pe o orientare a minții, care, din planul intenției, prin planul asumării, a reușit să capaciteze resurse și să producă rezultate. Atât de mult suntem dependenți de acest mecanism mental, încât categoric înțelegem importanța mentalului nostru. Dar acesta este un mod funcțional. Există și un alt mod funcțional. Și aceasta propune meditația. Să descoperim un alt mod funcțional al unei minți care devine capabilă să rămână în acea ipostază în care non-reactivă să poată să reflecte pe suprafața ei ceva, dacă nu chiar totul, a ceea ce noi suntem. Acest tot este presupus de coexistența înțeleaptă care transcende chiar posibilitățile minții obișnuite de a face cu putință manifestarea în simultaneitate a planului fizic, a corpului fizic așa cum îl cunoaștem, a energiilor care îl animă permanent, a acelei structuri
atât de specifice, unice, aș putea spune, care îl reprezintă diamantul sufletului nostru, așa cum suntem fiecare dintre noi, și toată acel conținut mental, această simbioză a tuturor acestor planuri, se revelează în această conștiință a unității ființei, a sinelui nostru. Deci, meditația va avea marea putere, pe de o parte, să neutralizeze mecanismele mentale, de multe ori limitate și parțiale, și să facă loc unui alt mecanism mental care ne poate pune pe noi în acea ipostază pe care, într-un fel, sau după care, într-un fel, toți tânjim, sau mulți dintre noi tânjim, o stare care să reflecte adevărul a ceea ce noi suntem. Nu adevărul parțial, limitat, urmare doar a identificării minții cu corpul. Nu adevărul limitat al manifestărilor noastre emoționale, care ne mișcă atât de frecvent într-un plan al existenței, care de multe ori ne motivează, dar de foarte multe ori ne și inhibă. Și să înțelegem că, dincolo de conținutul acesta obișnuit al minții noastre, există posibilitatea de a rămâne în acel spațiu vid al liniștii, al păcii minții noastre. Deci, meditația va face cu putință, pe de o parte, îndepărtarea mecanismelor care produc identificare și adoptarea atitudinilor care facilitează în minții liniștirea acesteia, încetarea continuei ei fluctuații. Fluctuații care se datorează identificării ei cu ceea ce intră în câmpul percepției ei. Un câmp al percepției care este limitat. De multe ori, când viața a fost bună, să spunem așa, când viața v-a oferit prăjituri și torturi și v-a cadorisit, veți spune, a fost bine și mulțumesc lui Dumnezeu, și există un simțământ de autoapreciere care valorizează, nu, rezultatele pozitive ale existenței. Este foarte frumos atunci când avem aceste cadouri pe care soarta ni le oferă și să folosim aceste momente pentru a continua să evoluăm. Da. Pe de altă parte, când viața nu ne oferă aceste lucruri, ci chiar ne obstaculează cumva, vorbim la modul generic de viață, pentru că veți vedea că viața nu e doar un cuvânt generic, general, ci viața în aspectul totul și cu totul personal. Și va trebui să ne apropiem de semnificația personală a existenței, a vieții și a conștiinței de sine. Da? Deci, pe măsură ce intrăm mai mult în dimensiunea interioară a conștiinței, prin meditație, prin reflexie, prin introspecție, toate aceste lucruri se personalizează. Și descoperim că și în momentele dureroase, grele, până la urmă, tot pe noi ne avem mai mult decât a avea ceva în exterior. Sigur că facem apel la ajutoare în momentele grele, dar o stare de unitate, o stare de liniște interioară, o stare mentală pozitivă, o capacitare dinăuntru a ființei ne va ajuta să întâmpinăm și să răspundem existenței noastre poate mai dificile într-un mod superior. În această cauză îndrăznesc acum să spun că nu există niciun orizont al experienței umane
în care niște lucruri să nu se producă în mod pozitiv. Urmare a atitudinii acesteia introspective, meditative. Urmare a dezvoltării acestei conștiințe martor, care te face capabil să te percepi pe tine mai detașat, făcând un pas adesori în spate, pentru a te vedea într-o anumită lumină, da? Pentru a te vedea global, dacă vrei, din mai multe puncte de vedere, pentru a-ți da timp să rămâi în acel contact cu tine însuți. Începând de la acest moment al identificării obiectului de cunoaștere, care ești tu, se produce acea minunată condiție a rareori întâlnite în cazul omului obișnuit. Unificarea. În planul conștiinței a subiectului cu obiectul. Meditația ne poate ajuta să surprindem și să putem să refacem un anumit tip de mecanism care să ne facă capabil să observăm și să adaptăm resursele corporale, energetice, de ce nu procese ce țin de intimitatea fiziologiei, cum ar fi cel al respirației, și prin diferitele atitudini lăuntrice, psihomentale, pentru a descoperi acea stare căreia mari înțelepți care au meditat i-au spus că este starea subiectului văzător. Deci, urmare a rămânerii într-o anume stare de non-reflectare exterioară, se produce o condiție cu totul specială, o stare de conștiință superioară, care va reflecta chiar și pe suprafața de reflexie a minții realitatea sinelui, realitatea subiectului ultim. Nu mintea este subiectul ultim, nu mintea este realitatea despre care vorbim acum, și totuși mintea are și ea rolul său. Cel puțin acela de a se antrena până la a rămâne complet transparentă, tăcută, liniștită, rămânând precum apa limpede și pură a unui lac de munte, fără valuri, pentru a reflecta ceea ce este în profunzime. Iar profunzimea este această stare reală, această obiectivare a adevărului conștiinței. Felul în care s-au apropiat de realitate, da, este propriu multor căi spirituale și desigur că meditația poate reprezenta totodată modul existențial care definește și care exprimă starea de conștiință, starea de unitate, dar totodată meditația poate fi văzută și ca și calea care te duce către acolo, către recunoașterea adevărului conștiinței de sine. Da. Și atunci, desigur că meditația împletește un mod interior și toate exterior de a fi cu o cale, o metodă, practici specifice care să faciliteze condițiile favorabile unei existențe care reflectă adevărul conștiinței. Despre asta este vorba. Și, desigur, lucrurile poate că într-o astfel de lumină încep să fie mai clar. Pentru că noi până acum toți, fiecare dintre noi,
am explorat deja un anumit tip de mental, lumea. Da? Urmează, totuși, cu un alt tip de mental, să explorăm lumea interioară. Asta este tot. Da? Și spuneam că nu zgomotul de fond al lumii exterioare, urmarea identificării așa zisei noastre minți cu dorințele care trebuie satisfăcute, folosind mereu mintea și simțurile într-o simbioză pentru acțiune, pentru a obține niște rezultate, nu cu acest tip de mental care este limitativ din perspectiva pătrunderii în acest spațiu inefabil al conștiinței de sine, vom explora această lume interioară. Deci trebuie făcută această diferență. În momentul când înțelegem chestiunea asta, putem lăsa deoparte, da? Putem lăsa deoparte felul în care noi ne agățăm de minte. Pentru a produce ceva bun, prin meditație, asupra noastră. Nu e nevoie de voință. Nu e nevoie de intenție neapărat. Nu este nevoie de a aloca mintea în același mod. E cum o făceam înainte. Este vorba de a accepta simplitatea unui moment care nu-ți cere nimic. Având curajul să rămâi și să persiști în această stare simplă a existenței, necondiționate de eu, al meu sau pentru mine. Meditația nu trebuie să fie făcută. Meditația este o stare de a fi. Deci schimbăm această sintagmă, așa cum am reușit să facem cu yoga. Nu facem yoga, ci trăim în spiritul ei. Înțelegând aceasta faptul că însăși conceptul de yoga, etimologic vorbind, având la bază rădăcina aceasta indo-europeană, yug, care înseamnă a pune împreună, a unifica. Da? Presupune ce? Trăirea în spiritul unității, corp, energie, minte, spirit. Acesta este spiritul yogi. A pune împreună acest ansamblu pe care se definește în ultima instanță ce? Existența fiziologică, pentru că te identifici cu corpul. O existență subînțeleasă din punct de vedere energetic, o existență subînțeleasă din punct de vedere psihomental și așa mai departe. Da? Deci, yoga poate, prin metodele, prin procedele, să faciliteze ce? Integrarea unui mod existențial caracterizat de echilibru interior, de armonie, de unitate. Bine, meditația merge mai departe, fiind în yoga o etapă care de-a face cu partea interioară a ființei. Și, desigur, că diferitele forme meditative vor pune accentul pe dezvoltarea capacității mentale de a rămâne fidelă prin selectivitatea procesului interiorizării. Și iată, se pune problema, cum facem cu putință minții, persistența ei asupra unui singur obiect, proces, fenomen. Da? Și aici dezvoltăm acele facultăți superioare ale atenției, din care concentrarea mentală este doar una. Da? Și este foarte importantă, fiind și etapa în yoga numită dharana, care precede dhyana, meditația. Dhyana este cuvântul sanscrit pentru a desemna meditația. Și este cuvânt care are la bază rădăcina dhyai, care înseamnă a contempla. Care înseamnă a gândi, care înseamnă a medita. Și deci dhyana a căpătat această
să spunem așa, reprezentare generică ca fiind etapa meditației profunde. Iar aprofundarea meditației duce în cele din urmă la revelarea stărilor supreme de conștiință, revelarea adevărului care noi suntem fiecare dintre noi, pentru că această ultimă realitate desemnează esența a ceea ce este. Fiecare dintre noi existăm într-o stare esențială, iar esența se revelează prin, desigur, din perspectiva a ceea ce este esențial. Ce este esențial în natura umană? Esențial în natura umană și care îl definește este conștiința. În cazul naturii umane și ceea ce constituie diferența fundamentală între regnul uman și regnul animal, o reprezintă apariția conștiinței de sine. Atunci, prin această facultate, noi vom accede dând sensul evolutiv naturii umane. Nu prin, neapărat prin menținerea unor tipare mentale care de multe ori definesc dezvoltarea creierului în diferitele etape istorice ale evoluției omului. Și vă dau un exemplu. Vom mai vorbi despre aceste lucruri. Vreau să înțelegeți că creierul a cunoscut 4 stadii de evoluție. Primul dintre acestea era creierul reptilian. Al doilea a fost creierul mamifer. Ambele dezvoltări cerebrale au avut de a face cu instinctele bazale care asigură supraviețuirea, perpetuarea și răspunsul adaptativ la fugă, la luptă, la alarmă și la foame. Asta este tot. Omul a trecut prin această fază. Mergând mai departe în dezvoltarea respectivă, apar din punctul de vedere al formațiunilor cerebrale noi, dacă vreți, circumvoluțiuni, apare o dezvoltare și, desigur, se dezvoltă acest neocortex, da? Și acest lob frontal crește foarte mult. Este ceea ce ne caracterizează acum evoluția. Da? Deci noi putem alege să oferim alte răspunsuri în afară de cele strict adaptative instinctuale. Da? E bine, până la urmă, ființa umană va oferi răspunsuri inteligente, mereu adaptate din perspectiva evoluției conștiinței sale și mai puțin din perspectiva răspunsurilor legate de supraviețuire, instinct, perpetuare și senzațiile de somn și de foame. Da? Care sunt specifice și lumii animale. Da? Deci, ce act mai mult decât a fi conștient definește omul și, desigur, evoluția sa. La urma urmei, aici este o mică parte a acestui discurs puțin motivațional. De ce am meditat? De ce am meditat? Ce ar putea aduce bine? Și spuneam că orice registru poate fi îmbunătățit, dar nu la modul general, ci chiar la un mod individual de existență, care apoi, printr-o compunere specifică, da, se inserează din ce în ce mai armonios în această lume complexă și oferă răspunsuri inteligente. Și, desigur, că orice evoluție umană contează în acest ansamblu universal. La un mod foarte simplu, gândiți-vă, atunci când meditați sau vă rugați, un minut, doar un minut, vreau să știți că acolo este un minut mai mult de pace și de liniște. Așa trebuie să o luați. Ce contează? Până atunci, lipsa acel minut. A venit minutul. A venit momentul prezent al asumării
ca pacea, liniștea, trăirea în acest orizont al existenței, caracterizată și de această minte limpede, pură, da? Non-reactivă, care a lăsat trecutul, care nu are așteptări legate de viitor, care a format acea pace, da? Acea liniște, da? Acea suprafață netedă. Da? Pe acest fundal, ceva din adâncul ființei noastre se va reflecta. Și întotdeauna, după între ghilimele, minutul dumneavoastră de pace, va exista o remanență a acestei stări în existența ulterioară. Pentru că nu veți uita, așa cum nu uitați când ajungeți într-un peisaj frumos, frumusețe. De-aia vă întoarceți pe munte, de-aia vă duceți la răsărit sau la apus, la mare, pentru a vedea frumusețe. E bine, meditația ajunge în punctul în care revelează înălțimea, frumusețea și piscul conștiinței de sine. Și acesta este un peisaj minunat, de care, odată îndrăgostiți, veți vrea mereu să fiți pe acolo. Remanența acestei stări se va reflecta în viața de zi cu zi. Și va aduce beneficiile într-un mod firesc. Într-un mod firesc, pentru că, spuneam, pacea va aduce pacea. Lumina aduce lumină. Da? Liniștea și bunăvoința unei inimi deschise și iubitoare, întotdeauna, face să se deschidă orice sufletele. Beneficiile sunt multe. Vi le pot spune din foarte multe categorii existențiale. Am preferat să spun că nu există categorie existențială care să nu beneficieze de transformarea lăuntrică produsă prin sau și prin meditație. Pentru că nu trebuie să excludem, în primul rând, existența în ansamblul său. Dar existența în ansamblul său este recentrată din perspectiva unei reflexii interioare care mereu va aduce bunăstarea existenței noastre exterioare. Și asupra acestui lucru vreau să vă elucidați prin practică. Lăsând puțin timp aceste meditații să opereze în ființa dumneavoastră, da? Fără prejudecăți și fără scheme, fără așteptări, da? Și în simplitatea acceptării momentului prezent de a fi, pentru a surprinde, de fapt, poate pentru prima oară, într-un mod complet detașat, ceea ce este. Fără a conceptualiza prea mult. Cum o facem de obicei, fără a avea așteptări prea multe, poate cum facem de obicei. Știți că și într-un concediu, este acolo o nervozitate, dacă am luat bilete scumpe, hotel bun, mare, dar dacă o să plouă? Există acel ceva ultim. Întotdeauna când te uiți într-un orizont legat de viitor, vă spun foarte clar că undeva, în mod subliminal, se creează opusul. Acolo, în fond, adânc subliminal, poate neconștientizat, există și posibilitatea de a nu ajunge acolo. Și asta poate funcționa de așa fel încât să-ți disturbe momentul prezent. Da. În meditație vei învăța că poate când te aștepți mai puțin, da, va fi acel ceva autentic și reprezentativ ca semnificație, în primul ca stare pentru tine. Și vei simți că ești pe acolo. Și vei vrea să adâncești această stare. Pentru că este ceva care este trăit prin tine.
poate pentru prima oară, nu ai urmărit să pui cap la cap niște condiții exterioare ca să se întâmple ceea ce tu ai vrut. Doar ai fost într-un anumit fel și s-a produs acel ceva. Și îți dai seama de simplitatea modului în care conștiința ta lucrează. Un alt mod de a lucra această conștiință în favoarea ta, pentru tine și chiar pentru întreaga lume. Poate toți intuiți, are valoare, ca să nu spun că e la modă. Are valoare meditația, mă duce într-un loc, mă liniștește și mă capacitează cumva, nu știu încă cum, dar cred în ea. Bun, în afară de această credință, vreau să vă raportați și la faptul că, în cele din urmă, meditația vă revelează un mod de a trăi. Un mod de a trăi natural, firesc. Pentru că, până la urmă, această conștiință devine cumva capabilă de a reda, dacă cumva a fost pierdut, sensul lucrurilor. De a descoperi armonia, poate, pe care acum nu mai vedem sau nu mai întrezărim unii dintre noi, în ceea ce este acum și aici. În a descoperi, poate, acum lumina, deși pare că lumea e întoarsă cu fundul în sus. Da. Și, desigur, să observăm cum fericirea nu mai poate fi pusă pe umerii altora. Responsabilitatea fericirii și bunăstării ne aparține în totalitate. Ori, aici meditația se inserează prin acel mod de a fi care conferă și puterea de a trăi cu această responsabilitate. Este foarte simplu să zici, nu sunt fericit pentru că mulți facem așa, astăzi e noros, am vrut să schiez, s-a topit zăpada, vai, și așa mai departe. Vreau copilul meu să fie de 10, să fie olimpic, dar de fapt el are ADHD. Are deficit de atenție. Și oftăm. Bun, vrem foarte multe lucruri, da? Cu toate acestea, vedeți cât de multe condiții exterioare nu se potrivesc cu ceea ce noi vrem. Și nu mai suntem fericiți. Vreau să fie într-un fel și nu se întâmplă acest lucru. Ce vom face? Vom merge până acolo încât existența noastră să fie atât de mult condiționată de lipsă, de gol, de neadaptări, de lipsă de control, de lipsă de condiții, de dezamăgirea celor din jur, sau vom opta pentru un mod în care să înțelegem profund, din punct de vedere cauzal, lucrurile. Ori această înțelepciune vine dinăuntru, dezvoltând conștiința, desigur. Nu poate veni din afară. Pentru că dacă ar fi fost să vină din afară, urmare a modului preferențial de activitate al minții exteriorizate, noi toți am mers în această lume cu o minte exteriorizată și n-am ajuns înțelepți. Marea majoritate dintre noi. Da. Și undeva trebuie să avem bunul simț să spunem, modul ăsta de a explora lumea cu acest tip de mental nu m-a dus acolo unde parcă intuiam cumva. Sau m-a apropiat, dar parcă mai trebuie încă ceva în plus. Să ajungem să acceptăm, în primul rând, da, și faptul că încă nu știm să folosim niște resurse. Ca să spunem numai atât. Și că urmează ca, descoperind resurse, în lumina acestei conștiințe trezite, da, asumate, responsabile, da, să putem să capacităm potențialul pentru a produce condițiile unei calități existențiale împlinitoare. Da. Altfel ne aflăm în ipostază acelei ființe care cere, dar nu are de unde. Și de unde nu e, n-ai ce să cere. Oricum, meditația te va ajuta să înțelegi că de multe ori suferința a avut de a face cu alegerile tale, nu ale altora. Vei înțelege în lumina unui discernământ care apare a unei
capacități de a percepe lucrurile la ansamblu, cumva, m-a spus, și datorită dezvoltării conștiinței martor, faptul că acum, da, le poți vedea și unifica într-o altă lume, înțelege așadar mai profund. Deci, toate aceste elemente care au de-a face cu vindecarea sufletească, cu bunăstarea interioară, cu bunăstarea sau refacerea păcii relaționale, da? Au toată de-a face și cu felul în care vă împăcați cu voi, vă acceptați pe voi și vă recapacitați pe voi pentru a beneficia de, până la urmă, de ceea ce suntem noi în ansamblu. În acest ansamblu fiind multe, multe posibilități și resurse. Da? Meditația ne ajută să le punem în această lumină eficientă, da? Productivă, creatoare pentru noi, mereu benefică pentru noi. Da? Și vreau să vă spun că este nevoie de meditație în viața voastră. Este nevoie de asumarea momentelor de liniște. Este nevoie de pace. Nu cereți altora ceea ce dumneavoastră nu puteți. Nu este drept. Oferiți pacea și dăruiți lumii nu lucruri exterioare, ci oferiți acea ofrandă de liniște, de pace, de bunăvoință, de bine, de compasiune, pentru că aceasta sunteți. Dacă nu sunteți aceasta, veți oferi alte lucruri acestei lumi. Nu cu darurile veți cumpăra pacea și liniștea și darurile acestei lumi, ci veți cuceri propria ființă și veți primi darurile acestei lumi prin ceea ce oferiți din punct de vedere spiritual. Orice altceva este prea puțin. Sunteți în primul rând spirit și deci manifestarea dumneavoastră în existență trebuie să reflecte spiritul. Cât, atenție, cât din existența dumneavoastră reflectă această viziune conștientă, unitară, cu privire la viață. Și cât reflectă percepția unei minți care se întinde așa, cam de aici până aici, cât poate ea, pentru a face câte ceva în măsurile ei, posibilitățile ei. Nu identificați această minte cu ceea ce sunteți noastră. Sunteți infinit mai mult și trebuie lucrat în planul acestui potențial. Cu mintea oricum ați lucrat până acum foarte mult, dar încă urmează a fi descoperit și alte moduri funcționale ale minții, care încă sunt departe, atâta timp cât rămâne doar complacerea în modul senzorial al minții neostoite în intenția ei de a se perpetua pe ea însăși, ca supremul stăpân al existenței voastre. Ori nu este mintea supremul stăpân al existenței voastre. În momentul când veți accepta aceasta, vă veți pune întrebarea, cine este stăpânul existenței mele? Cine sunt eu? Și aceasta este singura întrebare. Odată pusă, veți vedea că răspunsul vine. Ce rămâne este să adopți atitudinea care facilitează percepția clară, trăirea. Pentru că nu mintea va putea să dea un răspuns. Nu mintea. Există încă, din păcate, și un curent subteran al unui subconștient colectiv tarat, blocat, condiționat, cu tot felul de proiecții aberante. Și din cauza asta, toată lumea știe, da? Toată lumea știe ce este yoga, toată lumea știe ce este meditația, toată lumea știe, dar de fapt nu se practică.
avem multe informații, confundăm a citi un citat cu adevărata spiritualitate, ne dăm toți pisicuțe și filmulețe cu cățeluși și citate din mari învățători, dar prea puțin explorăm dimensiunea spirituală care a caracterizat viața celor mari învățători. O mare diferență, să știți, și nu puteți la nesfârșit doar să rămâneți în a vă complace în a trimite bilețele cu citate frumoase. Este vorba de cum merge liniștea voastră în viață. Nu cum a scris despre ea Ramana Maharishi. Este vorba de cum trăiești în armonia corpului tău. Nu cum a trăit Buddha starea lui de asceză, ajungând să se hrănească cu un foc de mei pe zi. Glorificând, poate, posibilitățile nelimitate ale unui corp fizic. E vorba de asta. E vorba de cum trăiești tu în armonia corpului tău și cum îi facilitezi acestuia resursă. Deci, iată responsabilitatea, da? Oamenii se vor trezi și din fațada asta de integrare socială prin diferitele forme de media. Deci, trebuie să reușim să facem o diferență în a identifica diferitele posibilități de contact prin bilețele și nici mesaje care le facem pe interfață socială virtuală în care nu ne cunoaștem și nu ne știm și ceea ce înseamnă asumarea experienței concrete în oricare plan care definește nevoile voastre. Da? Și unul dintre acestea este o dorință de a cunoaște, de a aprofunda, de a explora, de a învăța și singurul lucru care trebuie făcut este să dați timp, să oferiți resurse și să aveți o continuitate. Cu o floare nu se face primăvară, așa cum nici cu o simplă, poate, întâlnire ca aceasta să se producă marea acusare. Vreau să întreb un pic. Există la modă meditația cu muzică în ultimul timp? Este o meditație valabilă, bună sau nu prea? Meditația nu are numai scopul de a transforma o stare. În meditația despre care noi o să vorbim, este o curgere naturală, necondiționată de factori exteriori. Când vorbim însă despre alte modalități de a modifica stările mentale, mai precis stările psihomentale, putem folosi muzica, dar nu are rost să-i spunem că este meditație. Este un mod de a condiționa mintea în raport cu o continuă stimulare mentală, preponderent de natură senzorial auditivă. Și deci, creierul nostru se află într-o stare de veche care are la bază un ritm cerebral care este net diferit decât modelul neuronal al stării de meditație. O să înțelegeți aceasta mai mult. Mulți dintre cei care fac meditații cu muzică folosesc muzica spunând că este meditație pentru că se schimbă o stare. Bun, devii relaxat, trăiești o anumită stare de efervescență, de natură afectivă. Desigur, se pot produce multe lucruri în funcție de muzica alasă și nu întâmplător este folosită meloterapia în diferitele orientări, da, terapeutice. Dar de aici până la a o nota, a o sublinia ca fiind meditație, este o mare diferență. Deci, în primul rând, îți pune întrebarea dacă, firească și înțeleaptă totodată, eu dacă nu am muzică, cum ajung să simt relaxarea? Pentru că s-ar putea să mi se strice telefonul. S-ar putea să nu am muzică. Eu depind de un telefon sau de o sursă care să-mi dea muzica pentru a mă relaxa sau chiar pentru, cum spunem noi, a medita. Oare noi continuăm să fim condiționați de existența unei suport
oarecare tehnologic care reprezintă o sursă prin care să condiționăm. Mereu vom lucra cu această minte dependentă de lucrurile exterioare? Căci despre asta am vorbit. Noi am folosit foarte mult mintea în identificarea ei senzorială. A, că folosești susurul apei conștient și te plimbi în dimensia ta, trăind starea aceea de da, liniștire, ascultând susurul apei, da, sunetul pădurii, cântul păsărilor și te uiți printre crenge asupra luminii solare și te înveți cu această frumusețe, da, este bine, este contemplație, da? Încet, încet, folosind toate aceste lucruri, da, vei cristaliza o stare de conștiință. Dar dacă totuși noi rămânem mereu dependenți de ele, ce ne vom face? Pentru că păsările vor dispare poate iarna. Copacii își vor lăsa frunzele, apele vor lichița. Iar noi vom căuta din nou frumusețea. Nu o găsim și ne întrebăm, o să mai meditez la primă. Că numai atunci din nou vor apare condițiile. Atunci, e clar că genul ăsta de meditație, și înseamnă că asta mi s-a întâmplat mie, nu conduce la constanță. Nu poate să conducă. Nu poate să conducă. Mai mult decât atât, poate să ducă adeseori la... sigur, la mici exaltări sufletești este în regulă, dar trebuie să facem diferența. Nu-i nimic rău. Este minunată arta, cultura, muzica. Este sublim. Este sublim. Dar haideți să vedem cum și prin noi putem rămâne în acest spațiu ca într-o deschidere care apoi revelează muzica interioară, tăcerea, liniștea. Da. Veți vedea în meditația cu mantra cum se pune problema. Și acolo încă am spus din nou meditație, dar acolo este dharana. Și ce se întâmplă într-o meditație cu muzica? Mă bucur că ați avut onestitatea să spuneți. Ce se întâmplă în așa zisa meditație? În așa zisa meditație cu muzică, sau chiar și cu mantrele, mentalul nostru este direcționat selectiv, având totodată și participarea consensul naturii noastre emoționale. Și, da, se încheagă acolo o stare mai complexă, care de multe ori poate să aibă binefaceri pentru corp, da? Pentru energie, pentru psihicul și mintea noastră. Dar acolo, mentalul, vedeți, este ajutat să fie selectiv pe aceste elemente. Da? El rămâne în continuare dependent de surse exterioare. Da? Bun. În meditație, noi vom învăța cum să ne condiționăm mentalul independent de condițiile lumii exterioare și să poate să persiste tot la fel de selectiv chiar și lipsa senzațiilor. Un stimul exterior. Da, un stimul exterior. Da. Pentru că asta ne-am exersat-o. Nu putem spune că ne place muzica într-o catedrală. Oricum muzica ne place tuturor, că de-aia există și ăsta e sensul ei. Dar hai să vedem și unde ne duce tăcerea interioară. Poate în raport cu muzica sau cu sunetul. Da. De ce au apărut toate căile meditative care au pus accent pe ce? Pe procesul de interiorizare a conștiinței. De exemplu, Pratyahara Yoga fiind prima etapă care asigură ce? Controlul energiei organelor senzoriale și abstracția de la obiectele simțurilor în așa fel încât aceste organe de simț, prin sublimarea energiei lor, prin conversia specifică a atenției noastre, să producă ce? O deschidere superioară. Da? Vă spuneam că nu cu același tip de auzi pătrunzi în inima ta, nu cu același simț al văzului vei pătrunde spre a explora lumina conștiinței de sine. Da? Deci, există o etapizare a acestui proces de interiorizare. Ori în momentul când tu vei spune mereu meditație la ceva care stimulează mintea, toată chestiunea asta ajunge într-un punct de limitare. Gata. Mentalul funcționează, este condiționat
și își face starea lui, dar este mereu condiționat și limitat de simț. Ori, trebuie să înțelegem că și aici simțurile funcționează în limita posibilităților lor. Ar fi minunat ca muzica să fi dus pe toți acolo, sus, dar i-au dus numai pe unii. Dansul a adus numai pe unii acolo. Da? Și când vom vedea toate aceste manifestări mistice în raport cu, nu știu, actul acesta al adorației, al dăruirii lor, al onorării, al ofrandelor de fericire, nu? Vom vedea acolo și o detașare față de ființarea limitată într-un corp. Chiar o decondiționare produsă prin mijlocirea artei. Da? Sigur că arta poate să ducă la Dumnezeu, dar pentru câți? Deci trebuie să vedem care este sensul pe care îl dăm acelei muzici. Dacă muzica ne poartă ca o pasăre în acest zbor celest al sufletului până la a ne scufunda în Dumnezeu, folosiți-o. Nicio problemă. Pentru că deja s-a dezvoltat puterea sufletului de a rămâne autonom. Nu e ok. Nu, de ce spun asta? Măcar să ajungem acolo. Dar dacă observăm cum poate s-a produs limitarea, condiționarea, poate lipsa și dependența puțin creată acolo, și faptul că totuși n-a produs rezultatul. Pentru că dacă tot o faci și nu se produce rezultatul, nu mai poți să spui, mai stop, bun, n-a adus rezultatul. Nu, poate să se producă rezultatul, dacă nu mai ai condițiile necesare, nu mai reușești să ajungi acolo și este lipsa extraordinară. Deci nu e ok, pentru că nu ai... Nu este ok. Este ca și cum am folosit substanțe psihotrope, da. Nu pot să le compar totuși, dar este ceva artificial care generează impulsul și apoi ce faci? Tu prin tine ce faci? Oricum nu prea mai ești foarte, foarte conștient în procesul acesta. Ești purtat doar senzorial, senzitiv, cu o participare emoțională, care oricum s-a întâmplat și până acum și... Nu sunt mari diferențe. Eu vă vorbeam acum de diferențe profunde. Da. A explora alte moduri funcționale ale minții. Și care sunt structurate totodată și pe noile formațiuni neuronale care se conectează în acest model cerebral. Deci, sunt alte modele cerebrale care vor susține starea de meditație. Nu aceleași care întrețin modelul de percepție senzorială care euforizează puțin structura sufletească, nu? Și care îl menține într-o legătură, da? Perpetuă senzorială. Da? Deci, alt model neuronal există în patternul meditației și neuroștiința și ultimul, cărțile care au apărut. Vedeți, a fost acea frumoasă fuziune în planul intențiilor a budiștilor tibetani, sigur, mult, mult susținuți și inspirați de Dalai Lama, începând de prin anii 1984-1985, o serie întreagă de întâlniri care au pus bazele structurării unor forme de studiu ale creierului și ale meditației și s-a putut constata transformările și tipurile de modele neuronale specifice meditatorilor și tipurile de modele neuronale și ale unor oameni de știință care nu erau religioși, care nu meditau, s-au văzut diferențe. Și deși oameni de cultură, oameni de artă, cu mari competențe, capabili de analize, de sinteze, observau că în creierul lor nu existau, dacă vreți, rețele neuronale complexe pe arii corticale diferite, mă refer la emisfera stângă și emisfera dreaptă, în timp ce, să spunem, se străduiau în efortul lor intelectual. Iar acești călugări tibetani stăteau în pacea inimilor și creierul lor radia fericire. Pentru că este un pattern al stării de fericire. L-au descoperit studiind ce? Creierile călugărilor tibetani. Și au zis, iată, în meditație apare o sinestezie, apare o dilatare, diferențiază diferitele descrieri, nu, ale stărilor superioare de conștiință, dar
S-au descoperit centri compasiunii, centri iubirii din creier, centri care au de-a face cu conceptul de divinitate, centri care au de-a face cu bunăvoința, cu iubirea, cu altruismul, cu starea de dăruire fără condiții. Alte structuri neuronale într-un anume fel conectate, lucruri care, în general, nu sunt specifice modelului de activitate neuronală a omului obișnuit din societatea occidentală. Și prin aceste diferențe, neuroștiința a căpătat o amplitudine deosebită, pentru că, la urma urmei, s-a putut cartografia funcționalitatea creierului pe aceste modele cerebrale. Adică că, cu adevărat, aportul meditației este enorm în transformarea și structurarea acelui creier despre care v-am vorbit. Da? Acea dezvoltare superioară pe lobul prefrontal. Deci lucrurile astea se produc acum, în ultimii 30-40 de ani. Suntem într-o revoluție a dezvoltării conștiinței prin raportarea și la resurse care să facă cu putință transformarea în simbioză a creierului și a minții iluminată. Pentru că ele vor merge întotdeauna împreună. Nu au cum. Din nimic nu iese nimic. Trebuie să înțelegeți acest lucru. Da. Ori, până la urmă, de ce oamenii dau, până la urmă, consensul și acceptul faptului că meditația aduce plus valoare ființei, yoga, tai chi-ul, qigong-ul sau multe alte forme de transformare spirituală, de ce aduc plus valoare? Pentru că oamenii aceștia, până la urmă, în transformarea lor individuală, prin conectarea multiplă a creierilor lor îmbunătățite, generează posibilități noi de transformare evolutivă comună. Da? Deci, există un sens. Este o evoluție individuală, dar simultan, pe fundamentele unor evoluții individuale, se creează, dacă vreți, energia critică prin care se fac salturile transformatorii în planul conștiinței umanității. Da? De asta spuneam că are sens pacea voastră interioară. Are sens armonia voastră corporală. Nu la modul general. Ar fi frumos să fie armonie. Da, nu vezi câtă vrajbă, ce pot eu să fac cu tipul de mine în lumea asta dezvănțuită. Ce pot eu să fac decât să întorc cu spatele și să nu-mi pese. La urma urmei, vreau să înțelegeți că acest câmp de pace este presupus de starea de pace. Nu lupți pentru pace, ci ești pace. Da? Și chiar și în grotele lor, în bisericile lor, în mănăstirile lor, în templele sau moscheile lor, totuși rugăciunea și meditația a ajutat întotdeauna umanitatea. Chiar dacă nu au fost vizibili social. Vreau să credeți aceasta. Pentru că altfel a zice, care este rolul? Care este rolul lor? Ce au făcut ei? S-au dat la o parte. Și iată, au apărut cei rei. Care? I-au și martirizat, i-au chinuit, i-au dat afară. Da? Și uite, aleargă de colo-colo să-și găsească cum s-a întâmplat în Tibet. Da? Să-și mai găsească și un colțișor unde să poată să mediteze în liniște la transformare. Nu putem gândi în termeni aceștia. Numai un om limitat în posibilități are tipul acesta de gândire. Cei care știu, care au trăit și care au făcut din meditație o sursă a evoluției lor, vor ști care sens. De această cauză, vă încurajez să meditați. Pentru că știu că a avut sens pentru mine. Nu că am citit din cărți. Cărțile nu au făcut decât să confirme aceste lucruri. Atunci, simplu, da? Acțiunea și experiența face diferența. Pentru că orice bunăstare a voastră este bunăstarea tuturor. Așa trebuie să o luați. Și deci ocupați-vă de bunăstare. Asta e tot. Cum o veți face? Veți avea fiecare aptitudini specifice și lucrați în câmpul acesta al transformării. Meditația este unul dintre ele. Doar atât. Pot fi multe altele.